ziua, domnule doctor, aș vrea să ne spuneți în câteva cuvinte, să facem o sinteză, de fapt, a anilor trecuți privind abandonul copiilor în spitalul Giurgiu, că bănuiesc că abandonați nu sunt numai maternitate, pot fi lăsați și la pediatrie, dacă vor să-i lase, sau eu știu, pe alte secții. Sigur, nu pot să spun de situația pentru spital. Sunt cazuri și cazuri, dar eu mă refer în primul rând la situația din maternitatea noastră. An de an, deci numărul celor adevărat abandonați în maternitate a scăzut. Se mai găsesc cazuri izolate când nu faptul că ei sunt practic abandonați, ci noi constatăm că condițiile socioeconomice, gradul de cultură a mamei, cât și posibilitățile de îngrijire în condiții normale a copilului în teritoriu sau în familie, nu pot fi asigurate și atunci, împreună cu ceilalți factori, căutăm să asigurăm securitatea copilului. Și atunci recurgem la Direcția pentru Asistență Socială și Protecția Copilului și împreună luăm cele mai bune măsuri ca, cel puțin pe o perioadă, când există un risc deosebit, acel copil să fie îngrijit în cadrul asistenței maternale, care este o formă excelentă de îngrijire a copilului, pentru a-i asigura copilului condițiile de care are nevoie pentru o dezvoltare normală. M-ați întrebat ce se întâmplă acum față de ceilalți ani. La noi preocuparea a fost permanentă pentru reducerea abandonului. Avem mai mulți factori care concură la acest aspect, adică încă din perioada de graviditate, căutăm să depistăm pe acele potențiale gravide care ar tinde să-și abandoneze copilul. Avem pe lângă psihologul secției care consiliază zi de zi pe cele care sunt internate în spital, un serviciu social care se ocupă permanent ca să depisteze și eventual să îndrume, să ne atenționeze în timp asupra eventualelor tendințe de abandon. Nu avem la ora actuală asistenți sociali cu statut școlarizați pentru așa ceva, însă am delegat din cadrul serviciul nostru a unor asistente care se ocupă special și cu această problemă. Există o legătură strânsă între noi și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Giurgiu. Avem legături permanente cu medicii de familie care ne informează asupra eventualelor cazuri care sunt depistate de ei și urmărite în teritoriul care ar avea această tendință. Și de ce nu? Avem și o legătură uneori foarte bună cu unele primării, unde există un serviciu social foarte bine pus la punct, care poate să sprijine, într-un fel, acest proces de prevenire a abandonului. Vă întrebam la început dacă putem să dăm așa, nu știu, un procent sau o cifră estimativă privind abandonul, să zicem, într-un an de zile, cam câți copii erau abandonați, asta vis-a-vis de faptul că acum nu avem deloc. Eu știu, procentul așa, sigur, se menține la 1-2%, pentru că nu putem să spunem că noi am rezolvat totul. Poate sunt perioade când sunt și mai mulți. Asta depinde de situații de moment. Adică una este pe perioada iernii, una este în timpul verii, când lucrurile se schimbă, având în vedere aceste condiții socioeconomice ale familiilor respective. Mai sunt și situații deosebite când acești copii provin din familii dezmembrate sau acest concubinaj
care nu are niciun suport economic sau mai destul de răspândit la ora actuală, apariția unor copii la vârste destul de fragede, cum s-a întâmplat chiar în ultimul timp. Avem, putem să spunem, copii, fetițe de 13, 14, 15 ani care au dat naștere la copii la rândul lor. Acum, sigur, putem să spunem că din punct de vedere fiziologic, somatic, aceste fetițe sunt bine dezvoltate și au dat naștere, spre fericirea noastră, la copii destul de viguroși. Dar ne întrebăm noi cine va îngriji și cine va oferi cadrul necesar ca acești copii să se dezvolte destul de bine și în continuare la domiciliu. Este o problemă care este deja din ce în ce mai frecventă și care nu mai este o problemă strict medicală, ci alți factori trebuie să concure la rezolvarea acestei probleme. Tendința este generală, vedem și noi în mass media toată ziua ce se dă pe posturi și ceea ce cred eu că generează acest aspect este, pe de o parte, condițiile socioeconomice destul de precare, în special în mediul rural, și, în al doilea rând, această tendință de abandon școlar din partea acestor fetițe care, neamai având o preocupare serioasă la școală, tentată și de unele evenimente care se perpetuă așa, au această posibilitate de a și începe activitatea sexuală destul de tinere, neștiind cum să protejeze la timp. Deci, la urmă, se ajunge la această situație, apariția unor copii care nu totdeauna sunt, în primul rând, doriți. Ține cumva și de nivelul de educație sexuală, dacă putem să-i spunem așa, în școli, în licee? Eu știu, ține și de asta, dar la un moment dat, având în vedere că problema se întâmplă la cele care sunt mai puțin școlarizate, n-am putea să dea vina pe aceea, mai degrabă pe familie. Adică trebuie începută această educație cu mama, cu sora, cu cei din familie, pentru că la școală nu prea ajung unele dintre ele și atunci nu puteți să dă vina pe cei care se ocupă de instruirea lor. Mă gândeam totodată chiar la cunoștințe în ceea ce privește evitarea unei sarcine dorite. Adică ar fi mult mai util să se adopte o astfel de metodă decât să dai naștere unui copil de al cărui viitor practic să nu te poți ocupa. Da, dar știți cum se întâmplă. Adică la un moment dat, la o vârstă prea fragedă, toți evită să ridice aceste probleme. Eu aș opina pentru faptul că, într-adevăr, începând din ciclu primar, să se familiarizeze copiii cu aceste aspecte, chiar dacă la un moment dat ar părea ceva deosebit, că se pare că, știi cum, adică le inițiez chiar de acum, ei nu pun problema, nu se pune așa. Problema este cum prezinți lucrurile în așa fel încât nu să stimulezi curiozitatea, ci să previi acest fenomen. Cred că și părinții au un rol important aici, adică ar trebui să fim mai deschiși, să putem să discutăm astfel cu ei ca să preîntâmpinăm situațiile astea. Adică, eu zic, educația vine și de acasă. Categoric. Deci, dar în primul rând, vedeți că noi trebuie să-i pregătim pe aceștia. Mulți dintre ei nu sunt ei pregătiți. Pentru că am observat fetița de 13-14 ani care dă naștere la un copil, dacă mă uit în familia ei și maică-sa a făcut tot așa și are vreo 4-5 copii care nu sunt la un moment nici legitim, nu este o declarat de către cel cu care a făcut, sau doi sunt la soț, doi la ea și unul la bunică, deci familia, pe unde nici acolo nu este o familie bine întemeiată, ca să aibă posibilitatea să poată să poartă o discuție cu fetița respectivă sau... Deci lucrurile sunt mult mai complexe și acest proces de educare trebuie început încă
așa cum spuneați, din familie, dar mă gândesc așa, cam cine să facă acest lucru, atâta timp cât rețeaua de planificare familială, care inițial a fost bine gândită și a cam dispărut, medicul de familie este înglodat într-o serie de aspecte în acestea mai mult scriptice, așa, și nu prea mai are timp să se ocupe de acest aspect educativ, care este foarte important, de altfel și intră în categoria preventivă, medicinii preventive, care este mult mai ușor, așa cum spuneam, să previi decât să tratezi sau să rezolvi o problemă care deja a căpătat o conotație mult mai mare. Ce sfaturi le-ați da tinerelor mame, dacă pot să spun așa, privind o sarcină nedorită sau o tendință de abandon sau ce ar trebui să facă să nu-și lase copilul practic în maternitate? Păi, în primul rând, trebuie să pornim de la aspectul acesta a procreierii. Pentru că dacă în familie, în școală sau anumite alte instituții ar interveni mai activ și ar promova aceste metode contraceptive, pentru că noi, chiar eu sunt coordonatorul unui program de planning familial și de administrarea de contraceptive, gratuit chiar așa, și promovăm prin medicii de familie toate metodele acestea contraceptive moderne, nu am ajunge la asemenea situații. Ori aceste situații trebuie pe undeva depistate și trebuie implicate în primul rând factorii educativi din școli unde există, factorii din cadrul primăriilor respective și nu în ultimul rând medicul de familie, care el intră în familie și el trebuie să știe tot. Deci numai ăla care este bolnav și ăla care are anumite probleme sau anumite tendințe trebuie depistat și bineînțeles să îi se facă demersurile respective pentru că îi dau o metodă contraceptivă sau acolo unde este cazul, deci deja să se intervină, sarcina să fie urmărită până la naștere și, bineînțeles, să se ia măsurile respective în așa fel încât a preveni abandonul, în fond, apariția unei sarcini nedorite nu mai trebuie privită ca un element de nenorocire pentru familia.